E atât de greu să treci o mare, e atât de greu până vezi rodit un pom. Ce greu mai crește pâinea pe ogoare, dar mult mai greu devine omul om. Iubire e în razele de soare și farmec în al codrului fanfară și vise dulci în liniștea de seară, în cer și pe pământ e sărbătoare. Iar sărbătoarea de astăzi va fi condimentată cu jocul mare al colectivului de dansatori din cadrul liceului teoretic cu profil arte Ion Creangă, conducător artistic pădurarul Petru.
viața fiecăruia dintre noi există evenimente care se marchează pentru totdeauna. Un asemenea eveniment este cel de astăzi. Onorată asistență, dragi colegi, profesori, oaspeți, clipele se scurg irreversibil din clepsidra aurie a timpului. Și iată-ne ajungi la un prefinal al acestui an de învățământ, 2022-2023. Astăzi ne-am adunat cu toții la o lecție de etalare a succeselor și realizărilor noastre. Adevărate mărgăritare desprinse din izvorul nesecat al cunoștințelor, efort și talent. Gala laureaților 2023. Evenimentul de astăzi este de mare anvergură și prestigiu. Instituțiile educaționale din raionul Cimișlia au fost dintotdeauna cu tradiții bine definite, fiind promotori de reforme în învățământ, prin inițierea unor activități educaționale de calitate. Evenimentul de astăzi este o constatare a muncii noastre, o responsabilitate și o motivare să continuăm într-o atingerea noilor performanțe. Se oferă cuvânt șefului Direcției Învățământ General Cimișlia, domnul Vasile Surdu, pentru a da start festivității Gala Laureaților 2023. Hristos s-a înălțat! Stimate domnule președinte, stimați domnilor vicepreședinți, onorată asistență, stimați elevi, cadre didactice. Studiile recente susțin că ipoteza copiii și tinerii au parte de o gamă variată de beneficii sociale și școlare. Atunci când sunt implicați în mod regulat în activități fizice adecvate dezvoltării lor. Astăzi, savurez cu o plăcere deoarece Gala Laureaților din domeniul educației este destinată aprecierii atât a elevilor care au obținut rezultate remarcabile, cât și a profesorilor care au contribuit la pregătirea acestora. Stimați și dragi premianți, vă felicit cordial pentru performanțele înregistrate și vă doresc să cuceriți noi orizonturi, să aveți încredere în voi și să fiți convinși că ceea ce ați realizat, ați realizat cu puterile proprii. În acest moment înseamnă enorm și trebuie să vă dea încredere deplină în puterile voastre. Succesele înregistrate de discipuli întotdeauna revendică munca profesorului, perseverența elevului și contribuția părinților. Aceste rezultate vin ca o confirmare a talentelor și a pasiunii de a învăța. Vă doresc ca premiile de astăzi să fie o recompensă bine meritată pentru stradania și nenumăratele ore de pregătire suplimentară. Atunci când a trebuit să vă reorganizați programul și să renunțați la activitățile specifice vârstei, să rămâneți în continuare cu spiritul competitiv și să fiți un exemplu pentru colegi. Pentru că orice reușită a voastră alimentează speranța noastră la un viitor mai bun. Vă felicit și vă doresc în continuare să fiți mereu în căutare, să cuceriți noi înălțimi, să înregistrați toți succese și să vă încurajăm să vă duceți mai departe faima familiei, școlii și a întregului raion. Vă mulțumim! Onorată asistență, la sărbătoarea de astăzi îi avem ca oaspeți de onoare pe președintele raionului Cimișlia, domnul Mihai Olărescu. Vicepreședintele raionului Cimișlia pe domeniul social, domnul Torgai Vadim. Vicepreședinta raionului Cimișlia pe domeniul economic, doamna Aramă Tatiana. Echipele manageriale ale instituțiilor educaționale din raion. Instituțiile
Instituțiile educaționale sunt pârghia cea mai puternică pe care se sprijină palmaresul succesului nostru, care este destul de impunător, în care se încadrează 200 de elevi laureați ai olimpiadei școlare de la etapa republicană și raională și alte concursuri școlare și extrașcolare. Alături de cei 200 de laureați se aliniază și 80 de cadre didactice, căci profesorul educă omul, adunând picătură cu picătură nectarul de pe ramura adevărului, și-a frumosul. Și se dează fiecare not de pe paleta șlefuită cu atât amigabile, clipă de clipă, oră de oră, an de an, pentru ca să ajungă acel chip nostru de copil peste ani cu o personalitate formată, ce va păși prin viață cu demnitate. Onorată asistență, invităm în scenă cu un mesaj de felicitare președintele raionului Cimișia, domnul Mihai Olărescu. Bună ziua! Dragi profesori, dascăli, elevi, lucrători ai domeniului învățământului. Astăzi este o zi foarte importantă în educația raionului Cimișlia, deoarece strângem cu toții roadele muncii noastre pe parcursul anului. Și uitați-vă că astăzi vom avea ocazia împreună să menționăm și să ne bucurăm de rezultatele noastre comune. Vreau în primul rând să vă felicit, deoarece acest an cu greu, care a fost de multe ori cu obstacole, cu foarte multe probleme în societate, în țară, dar dumneavoastră ați dat dovadă de perseverență, de hărnicie, de vocație, de dedicație și ați, zi de zi, ați pus acea picătură, picătură cu picătură în elevii noștri care ne bucură astăzi pe noi, părinții și profesorii, cu rezultate și munca care noi am depus-o pe parcursul anului. Astăzi vom avea ocazia ca acești elevi să fie remunerați și, desigur, cea mai bună remunerare și stimul pentru a învăța mai departe, pentru a dedica, pentru a dărui, pentru a atinge noi apogeuri, desigur, este acel mulțumesc, acea remunerare, acea felicitare și acel rezultat care noi îl avem ocazia la sfârșit de an să-l sărbătorim, să-l menționăm împreună cu toții. Eu sunt sigur că și pentru profesorul și pentru elevul care va fi menționat și va fi atins acest rezultat, eu sunt sigur că dă un nou suflu, o nouă energie pentru a cuceri și mai multe apogeuri. Dragi elevi, eu vă felicit în primul rând. Este un sfârșit de an, sunt acele zile numărate când vacanța noastră abia începe și cred că și pentru profesori, părinți, elevi, cel mai fericite momente atunci când acesta anul greu se încheie și facem planuri pentru o vacanță nouă, o energie nouă. Eu vă doresc ca să faceți planuri mari, să vă odihniți cu bine în această vacanță, în această vară, să ne facem planuri cu toții, și profesori, și lucrători în domeniul educației, și elevii, să cucerim noi apogeuri, să tindem, să visăm, fiindcă Republica Moldova are nevoie de minți luminate, minți care au citit, care s-au dedicat și care va conduce țara, localitățile și pe noi însuși, familiile. Dragi elevi profesori, felicitările mele, succes și fie ca Domnul Dumnezeu să ne ajute ca să cucerim noi apogeuri și să avem pace în țară. La mulți, mulți ani! Vă mulțumesc! Onorată asistență, în ritmul aplauzelor dumneavoastră vor păși pe podium cei care constituie echipa olimpică a raionului Cimișlia, care sunt mândria și depozitarul valorilor multiple și influente.
Olimpicii anului 2023 și laureații concursului elevul anului sunt cei fascinați de misterul idealului, care au încercat să descopere taina cunoașterii temeinice. Pentru atingerea performanțelor, colegii noștri au depus efort zi de zi, clipă de clipă. Palmaresul succesului olimpic 2023 vor completa galeria noastră. Îi felicităm și noi pentru îndrăzneală și pentru curaj de a se ridica pe olimpul succesului. Se invită în scenă elevul anului, categoria gimnaziu, elevul clasei a noua, Antoș Cristian. Da. Liceul teoretic e o greagă. Felicitări! Elevul anului categoria liceu, elevul clasei a 12-a din instituția publică Liceul Teoretic Mihai Eminescu, Aram Bogdan. Se invită în scenă nominația cel mai bun elev al anului din instituție, următorii elevi, Mocanu Ala, clasa noua, instituția publică Ștefan cel Mare, Lucarevskaya Ludmila, clasa 8-a gimnaziu Hârtop, Bularga Gabriela, clasa noua, instituția publică gimnaziu Sagaidac, Pilkin Ionela, clasa noua Tudor Strișcă, satul nou. Gurgurov, Dana, clasa noua instituție publică. Constantin Stere, satul Javgur. Zmeu Liliana, clasa 8-a instituția publică, gimnaziul Cenac. Tomescu Paula, clasa noua instituție publică, Gradiște. Lungu Adriana, clasa noua instituție publică, Batâr. Muhin Maxim, clasa 8-a, instituția publică Troiescăie. Volkova Maria, clasa 9-a, Alexandru Pușkin, oraș Cimșlia. Vulpe Carolina, clasa 9-a, instituția publică Sergiu Coipa, satul Selenet. Petrachi Tatiana, clasa 9-a, instituție publică gimnaziul Porumbrei. Festovski Octavian, clasa 8-a, Lipoveni. Și Olărescu Dan, clasa 9-a, clasa 12-a, Hiperion Gura Galbenă. Felicitări! Elevii au cei mai buni elevi. Noi vă felicităm! Vreau să vă spun că sunt onorat să obțin acest titlu al elevului anului 2023. Sunt mulțumit foarte mult pentru apreciere juriului acestui concurs și este o onoare și o responsabilitate mult mai mare pentru a demonstra în continuare de ce sunt demn de acest titlu. Mulțumesc foarte mult profesorilor ce m-au încurajat pe parcursul acestor ani și am reușit să obțin aceste calități și succese. Sincer, niciodată nu mi-am pus în scop să obțin acest titlu, elevul anului 2023, dar anul trecut, când am fost la Gala Laureaților 2022 și am văzut acei elevi ce au obținut acest titlu, m-am gândit de ce să nu-l obțin și eu la anul? Și
Citind mai multe lecturi din cărți, am întâlnit această metodă de a vizualiza ceea ce ne dorim în viață. Se numește Secretul Lacului. Deci eu am început chiar din anul trecut să îmi imaginez în fiecare zi cum eu o să lucrez un an întreg la diverse activități și chiar mi-am imaginat foarte multe ori cum o să trec pe această scenă și o să fie numit numele meu și o să obțin acest titlu. Deci vreau să vă spun cât de important este creativitatea și imaginația lucrurilor ce ne dorim în această viață. De aceea vă îndemn și pe dumneavoastră să faceți același lucru. Vă mulțumesc foarte mult și vă doresc succese în continuare. Bună ziua, onorată asistență! Gala Laureaților 2023 este un bun prilej de a promova excelența academică. Iar eu, cu multă recunoștință și responsabilitate, primesc nominația Elevul Anului. Țin să le mulțumesc profesorilor, părinților, oamenilor care îmi sunt alături. Mă motivează și mă inspiră să parcurg acest drum care, cu siguranță, nu se va opri aici. Mulțumesc pentru atenție! Și a treia nominație, se invită în scenă clasa specializată în fotbal la Liceului Teoretic Mihai Eminescu pentru performanțe deosebite în domeniul fotbalului. Vă rog! De asemenea, se invită în scenă domnul Vadim Turgai, vicepreședintele Revoluției Unite pe domeniu. Hai, mergem lor! Bună ziua și Hristos s-a înălțat! Scumpile, dragi profesori, stimați colegi, astăzi avem gala laureaților, a elevilor care au apărat cinstea raionului la diferite competiții, olimpiade, concursuri. Totodată, aceste rezultate nu puteau fi atinse, sigur că, fără dragii noștri profesori, fără dumneavoastră, fără munca dumneavoastră care ați depus-o dumneavoastră. Ceea ce este azi în scenă, sigur că este rodul muncii dumneavoastră. Eu cred că astăzi, noi, pe dumneavoastră, în primul rând, vă am vrut să spun ceva mai mare. Vă onorăm. Asta e meritul dumneavoastră. Eu vă mulțumesc mult profesorilor, tuturor cadrelor didactici, direcții învățământ, general Timișlia, nu în ultimul rând, cadrelor auxiliare din instituțiile noastre de învățământ. Dumnealor tot au un aport mare. Elevilor, sigur că obligatoriu cu dumneavoastră sunt astăzi persoanele care le omagem. Vreau să vă doresc la toți să avem în țară o pace, o liniște și Dumnezeu să ne păzească pe noi pe toți. Domnul antrenor, dacă se poate, domnul Dumitru, veniți mai aproape. Dacă îmi permiteți, două secunde să menționez și să vă aduc aminte și să vă aduc la informații cei care nu cunosc, dar cei care cunosc vreau să aduc aminte cum s-a format această clasă. Această clasă a fost formată datorită insistenței unui om, a domnului președinte Olărescu, care ne-a ordonat nouă, în mod așa mai sever, mie și domnului Surdu, să organizăm clasa asta. Sigur că am avut obstacole, multe, multe obstacole, însă este dovadă că dacă se dorește, se poate. În comun, tot se poate de rezolvat.
Avem echipa care în decurs de un an de zile de antrenament a luat locul 3 pe Republică. Asta e un fenomen. Bravo! Bravo. Și dacă mergem cu așa laude, sigur că nu putem să uităm de domnul antrenor, care cred 50% din rezultatul echipei este a dumnealui. Deci, diplomă de excelență, nu-i mai dau text, sunt niște cuvinte extraordinare, însă ele sunt personalizate, cred că. Se mânează domnului antrenor Dumitru Midoni, ori Midoni. Dumitru Midoni, este rețel și Midoni și Midoni, cum vrei. Însă el pentru noi este domnul Dumitru, cel mai bun antrenor de Raionul Cimișlia. Cu adâncă recunoștință pentru laureații elevului anului 2023, ne vin interpreții ansamblului Smărândițele al Centrului de Creație Cimeșlia, cu un buchet de cântece populare, conducător artistic Matei Rodica. La.
pentru înmânarea diplomelor de gradul 1 olimpicilor anului 2023, vicepreședintele raionului Cimișlia, domnul Torgai Vadim. Onorată asistență, invităm în scenă elevii laureați ai Gala Laureaților 2023, care s-au învrednicit de gradul 1 la Olimpiada Raională. Disciplina Limba și Literatura Română. Nenescu Ana Maria, clasa 9, Liceul Teoretic Mihai Eminescu. Moșneagu Mihai, clasa 10, Liceul Teoretic Mihai Eminescu. Burac Cristina, clasa 11, Liceul Teoretic Mihai Eminescu. Cobzac Ștefan, clasa 12, Liceul Teoretic Mihai Eminescu. Limba rusă, limba de instruire, Volkova Maria, clasa 9, Gimnaziul Alexandru Pușkin. Limba rusă, Școala Națională Durleșteana Ariadna, clasa 9, Liceul Teoretic Ion Creangă. Limba franceză, Dranga Adrian, clasa 11, Liceul Teoretic Ion Creangă. Vicul Gabriela, clasa 12, Liceul Internat Sportiv Lipoveni. Limba engleză, Perciun Cristiano, clasa 9, Liceul Teoretic Hiperion, Gura Galbenă. Munteanu Cristina, clasa 10, Liceul Teoretic Mihai Eminescu, Cimișlia. Oborocean Alexandrina, clasa 11, Liceul Teoretic Mihai Eminescu. Bumbuina, clasa 12, Liceul Teoretic Mihai Eminescu. Istoria românilor și universală, Zmeu Emilian, clasa 9, Gimnaziu Cenac. Ciobanu Andreea, clasa 10, Liceul Teoretic Hiperion, Gura Galbenă. Codreanu Dana Ionela, clasa 11, Liceul Teoretic Ion Creangă. Ciutin Daniela, clasa 12, Liceul Teoretic Ion Creangă. Geografia. Kicherman Liliana, clasa 9, Liceul Teoretic Hiperion, Gura Galbenă. Ciudin Augustin Constantin, clasa 10, Liceul Teoretic Hiperion, Gura Galbenă. Codreanu Dana Ionela, clasa 11, Liceul Teoretic Ion Creangă. Oporoceanu Valeria, clasa 12, Liceul Teoretic Ion Creangă. Informatica. Muntean Cristina, clasa 10, Liceul Teoretic Mihai Eminescu. Tomag Evelina, clasa 11, Liceul Teoretic Mihai Eminescu. Aramu Bogdan, clasa 12, Liceul Teoretic Mihai Eminescu. Matematică. Păvălache Ion, clasa 8-a, Liceul Teoretic Hiperion, Gura Galbenă. Negru Daniela, clasa 10-a, Liceul Teoretic Ion Creangă. Garaba Gabriel, clasa 11-a, Liceul Teoretic Mihai Eminescu. Fizică. Garaba Gabriel, clasa 11-a, Liceul Teoretic Mihai Eminescu. Științe. Pilkin Ionela,
clasa nouă, gimnaziul Tudor Strișcă, satul Foc. Educația fizică, Grișciuc Sandu, clasa nouă, liceul teoretic Hiperion Gura Gagului. Anastasiu Laura, clasa nouă, liceul teoretic Hiperion Gura Gagului. Tărâță Daniel, clasa 12-a, liceul teoretic Hiperion Gura Gagului. Grișciuc Beatrice Olivia, clasa 12-a, liceul teoretic Hiperion Gura Gagului. Onorată asistență, iar acum, alături de discipoli, se vor urca pe scenă cadrele didactice, promotori ai culturii și ai științei raionului nostru, ce s-au învrednicit de gradul întâi la Olimpiada Raională. Doamna Caragea Valentina, liceul teoretic Mihai Eminescu. Doamna Nenescu Dina, liceul teoretic Mihai Eminescu. Doamna Stepano Ludmila, liceul teoretic Mihai Eminescu. Doamna Gluhovski Irina, gimnaziul Alexandru Pușcă. Doamna Duca Ana, liceul teoretic Ion Creanu. Doamna Codreanu Tatiana, liceul teoretic Ion Creanu. Doamna Bigman Vera, liceul internat sportiv Lipoveni. Doamna Perciun Zinaida, liceul teoretic Hiperion Gura Gagului. Doamna Aculov Rodica, liceul teoretic Mihai Eminescu. Doamna Grișcă Olga, liceul teoretic Mihai Eminescu. Doamna Verdeanu Marina, gimnaziul Cernac. Doamna Samoilă Lilia, liceul teoretic Hiperion Gura Gagului. Domnul Zgherea Alexei, liceul teoretic Ion Creanu. Doamna Garaba Gabriel, liceul teoretic Ion Creanu. Doamna Ciudin Veronica, liceul teoretic Hiperion Gura Gagului. Doamna Ursache Valentina, liceul teoretic Ion Creanu. Doamna Caliuc Tamara, liceul teoretic Mihai Eminescu. Doamna Ivanov Elena, liceul teoretic Hiperion Gura Gagului. Doamna Țaranu Olga, liceul teoretic Ion Creanu. Domnul Garaba Petru, liceul teoretic Mihai Eminescu. Doamna Mârza Elena, liceul teoretic Mihai Eminescu. Doamna Ghenciu Ana, gimnaziul Tudor Strișcă, satul nou. Domnul Caldari Oleg, liceul teoretic Hiperion Gura Gagului. Și doamna David Longa, liceul teoretic Hiperion Gura Gagului. Îi aplaudă! Primăvară, copacii parcă sniși de atâta floare, dorinți copilărești,
renescătoare, ca inimile noastre să tresară. Iar acum vă invităm să vă încântați auzul cu fermecătoarele melodii ale cercului artistic din liceul teoretic Hiperion Gura Galbeni, conducător artistic Răzmeriță Valentina. Copilărie, nu te voi da.
scop. Călărie nu pleca nici când. Sperând. N-aș fi urmă.